Marea Neagră de Neil Askerson, un scoțian care scrie istoria Mării Negre și a împrejurimilor sale, bine, mai ales pe partea ex-sovietică de litoral și turcă. Chiar își cere scuze la un moment dat că nu a vorbit foarte mult de litoral românesc și cel bulgăresc. Păcat pentru noi, era interesant să vezi cum percepe istoria noastră un străin, dar interesant pentru că se apleacă foarte mult pe niște evenimente și niște locuri despre care noi nu știm chiar atât de mult. De exemplu, Abhazia, și este foarte tare pentru că știți că a fost războiul din Georgia prin 2008 și vei vedea exact ce este cu Abhazia, locurile în care s-au luptat rușii contra georgienilor. Despre Crimea este foarte mult. De fapt, autorul este specializat pe istoria poloneză. Am văzut asta și citind despre ce cărți a mai scris. Și ia cumva această carte ca un pretext pentru a trata foarte mult din istoria poloneză și a Rusiei. E, veți vedea că este, știam că este foarte complexă istoria Crimeei, dar veți vedea și cât de complex este și cât de mare legătură are, de exemplu, și cu Polonia, câte personalități au fost acolo, în mod neașteptat. Cartea este apărută în 1995. Din nou, păcat, pentru că nu este updatată, da, cu evenimentele de acum. Pe de altă parte, vedeți exact atmosfera de atunci, de după căderea Uniunii Sovietice, autorul vizitând locurile respective și este, na, pentru cei care nu au cunoscut-o, va fi destul de șocantă, văzând acum Rusia de acum, ce se întâmpla atunci în Ucraina și în Rusia. Interesant, interesant dă și perspective directe asupra Mării Negre, de exemplu, de ce sunt atât de multe alge în Marea Neagră față de alte mări. Eu în vamă când transmiteam, mi se plângeau foarte mulți, aoleu, uite câte alge, uite câte alge. Măi, față de alte mări, asta este, o să vedeți, uite, știți cartea aceasta și o să vedeți de ce sunt atât de multe. Spune și despre fauna și flora Mării Negre. Marea Neagră, o mare foarte specială, 80% din Marea Neagră fiind fără viață, veți vedea motivele. Dacă vă place, vă recomand Mituri și simboluri politice în Europa Centrală de Chantal Delson, Michael Maslowski și Ioana Novicki, sper că am pronunțat bine,